Mulțumim Domnului care ne-a chemat la viață și adevăr prin Evanghelie. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Începând din seara aceasta, vom începe o nouă tematică de studiu biblic intitulată Cartea Sfântă. Pe parcursul a mai multor lecții ne vom opri să privim asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Astăzi, într-o primă lecție, vom încerca să observăm în linii mari istoria Bibliei. Într-o a doua lecție ne vom opri să cercetăm în lumina scripturilor, a datelor pe care le avem autorii cărților sfinte. Apoi vom privi asupra scopului Bibliei, a structurii Vechiului și Noului Testament, a modului în care Dumnezeu s-a revelat, a felul în care Dumnezeu poate să ne descoperă Biblia. Vom aminti în lecțiile viitoare și despre felul în care trebuie să citim și să studiem Cartea Sfântă. Vom face observații și asupra problemelor eretice care au apărut și care au afectat acest cuvânt sfânt. L-au afectat, mă refer la oamenii care au crezut că dețin adevărul și au primit eroarea. Iar spre finalul lecțiilor vom încerca să observăm cum putem să aplicăm mai bine și să ne cercetăm pe noi înșine dacă într-adevăr Biblia am folosit-o așa cum trebuie, nu doar în a o citi, ci în a o trăi, scop pentru care Dumnezeu ne-a dat-o în vederea dobândirii vieții veșnice. Poate pentru unii care s-au obișnuit cu Biblia noastră, numită de unii protestantă, traducerea Dumitru Cornilescu, totul pare foarte simplu, însă în ultima vreme au apărut și în limba română și să nu uităm că asistăm la o globalizare și din punct de vedere lingvistic, adică mulți pot să cerceteze Biblia și în alte limbi, dar în română sunt deja mai multe variante, traduceri cu diferențe, unele foarte accentuate, în anumite doctrine și toate aceste motive, pe de o parte pentru a prețui Cuvântul Lui Dumnezeu, pe de altă parte pentru a ne putea feri de eroare, toate acestea trebuie să ne determine să cercetăm cu pasiune, cu sinceritate Cartea Sfântă. Uneori se spune că în vremea noastră este multă învățătură, dar eu îndrăznesc să spun că este puțină Biblie. Urmăriți dumneavoastră mesajele predicatorilor și veți vedea că Scriptura e tot mai puțină. Urmăriți de asemenea să vedeți câtă parte din Biblie știu oamenii pe de rost. Se spune că în deceniile anterioare, la noi în țară, predicile erau mult mai simple, că oamenii citeau câteva versete și le interpretau foarte simplu. Da, dar asta era important, că citeau câteva versete pe care încercau să le interpreteze corect, în măsura înțelegerii lor, a măsurii de Duh ce le-a fost dat, de lumină și de har. Dar în vremea noastră lucrurile se complică și este bine să fim cu un pas înaintea celor ce vor să ne rătăcească, în așa fel încât să mergem cu pace și încredere pe calea dreaptă. Doamne, ajută-ne! Cartea Sfântă, Biblia, cum o mai numim, sau Cuvântul lui Dumnezeu, sau Sfintele Scripturi, Cartea Sfântă are o istorie milenară, dar este fragmentată, caracterizată de existența mai multor manuscrise, codexuri, în mai multe limbi specifice acestei perioade sau acestor perioade în care a fost scrisă. Din acest motiv, manuscrisele diferă între ele prin cauze literale sau literare. Cărțile Vechiului Testament au fost scrise în limba ebraică, excepție făcând Ezra de la capitolul 4, versetul 8 până la 6 cu 18 și capitolul 7 de la 12 la 26, care au fost scrise în aramaică. Tot în aramaică a fost scris și pasajul din Daniel de la capitolul 2 cu 4 până la 7 cu 28. Aceste cărți au fost scrise în perioada în care limba aramaică a început să fie o limbă de circulație, pentru că și mai târziu, în timpul Domnului Iisus, nu se vorbea în popor limba ebraică,
și se vorbea aramaica. O limbă care s-a născut din confluența limbilor din zonă, în mod deosebit a limbilor cu care evreii au intrat în contact datorită deportării, atât a lor în alte zone, cât și a altor popoare în zona lor. Noul Testament a fost scris în limba greacă, în greaca comună, koine. De-a lungul istoriei vom vedea îndată, cel puțin în linii mari, cum a evoluat istoria Cărții Sfinte și atunci când vom observa diferențe, fie din ceea ce voi spune, fie din ceea ce veți întâlni pe teren. Deci chiar dacă istoria biblică a datării și corelării manuscriselor, a cărților acceptate în canonul biblic, a multitudinilor de traduceri moderne este foarte complexă, totuși istoria ei poate fi simplificată prin datele interne, adică prin ceea ce avem scris în textul biblic, corelat cu alte izvoare generale ale istoriei, geografiei și arheologiei. A fost interesant de-a lungul anilor că unii au negat ceea ce scrie în Biblie din punct de vedere istoric. Dar mai târziu, când s-au găsit anumite date arheologice, au ajuns la concluzia că în Biblie este scris adevărul. Chiar dacă Biblia nu se ocupă în prim plan de datări istorice, are câteva date prin care putem să ne dăm seama când s-au petrecut în mare evenimentele. Pentru cei interesați de aceste domenii, decât să citiți alte lucruri care nu sunt de valoare, v-aș recomanda două cărți. Biblia este totuși adevărată, scrisă de fratele Petru Popovici. Este o carte accesibilă tuturor și pentru cei ce vor să aprofundeze mai mult, Mărturii care cer un verdict, Josh McDowell. Acest om, în mod deosebit, a adus mărturii în favoarea existenței Domnului Hristos a Noului Testament, dovedind foarte clar, cu date, cu surse care nu pot fi negate, adevărul Scripturilor. Pentru că, în fond, cea mai mare împotrivire se îndreaptă asupra începutului Scripturii și a existenței Domnului Hristos. Dar cei ce privesc cu sinceritate în istorie trebuie să accepte atât începutul Vechiului Testament cât și al Noului Testament și prin aceasta Scriptura în fond. Însă noi suntem încredințați că și Cuvântul Dumnezeu este adevărul. Iată acum, într-un prim capitol, istoria cărților canonice ale Bibliei. Mai întâi, istoria cărților canonice ale Vechiului Testament. Când și cum a fost scris Vechiul Testament? În exilul babilonian, în cei 70 de ani de robie, s-a realizat culegerea și compilarea cărților sfinte dinaintea robiei, adică din perioada de până atunci, la care s-a adăugat unele cărți istorice și profetice a acelei perioade. Evreii ajunși în necaz și-au dat seama că este bine să adune toate cărțile sfinte pentru a-și putea păstra credința. Să nu uităm că în vremea aceea s-a născut sinagoga, pe fondul căreia s-au format adunările. În acele sinagogi nu mai era asigurată baza de sistemul preoțesc și de levitic, nu se puteau aduce jertfe. Partea principală a activității revenea citirii și interpretării cărților sfinte. Se crede că preotul și cărturarul iscusit în legea lui Moise, așa cum am citat și este scris în Ezra capitolul 7, el a început această lucrare. Lucrarea de a aduna cele scrise până atunci, de a le ordona, a fost foarte important pentru că evreii, pe când au revenit după cei 70 de ani, să știe pe ce bază să aducă jertfele și să-și continue închinarea potrivit legii pe care Dumnezeu a lăsat-o și le-a dat-o pe muntele Sinai. Aici în Ezra 7:6, așadar este scris despre el, acest Ezra a venit din Babilon, era un cărturar iscusit în legea lui Moise, versetul 10, căci Ezra spusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii mijlocului Israel legile și poruncile.
După părerea unora, el este cel ce a scris Psalmul 119, care are de-a face în întregime cu aprecierea legii lui Dumnezeu, prin a arăta valoarea supremă și beneficiile acestor cărți sfinte. Numai un om care le-a apreciat putea să se lupte și să-și dedice viața ordonării acestor materiale. Soferimii, adică scribii, au continuat această lucrare, standardizând un text curat al legii, al profeților și a psalmilor. Munca lor a fost continuată de masoreți și toate acestea au durat secole. Ei au inventat și aplicat sistemul de vocale pe textul consonantic al Vechiului Testament și s-a născut acel text masoretic. Să ne amintim că în vremea aceea nu se scriau vocalele, doar consoanele. Vocalele rezultau din modul în care citeai, ceea ce însemna că trebuia să fie oameni iscusiți, așa cum am citit din Ezra, care se poate interpreta corect ce a însemnat acel text. În ce privește manuscrisele care s-au păstrat, cel mai important și mai vechi manuscris în versiune ebreiască, deci în limba ebraică, a Vechiului Testament sunt sulurile de la Marea Moartă, de la Qumran, descoperite în secolul trecut, între anii 1947-1956. Sunt vechi de peste 2000 de ani. Această descoperire este de o importanță covârșitoare în a dovedi că textul biblic care îl avem noi este cel autentic. Sunt peste 800 de suluri care au fost descoperite în peșteri de ciobani din zona aceea. Ulterior s-au făcut cercetări amănunțite. Aceste suluri cuprind toate cărțile Vechiului Testament, cu excepția cărții Estera. În prezent se află în posesia autorității izraeliene pentru antichități de la Ierusalim. Cu excepția acestor suluri, care datează dinaintea perioadei în care a trăit pe pământ Domnul Hristos, cele mai vechi manuscrise ale Bibliei, adică foile originale pe care a fost scrisă, nu uităm că atunci nu era inventat tiparul, totul se scria de mână, pe care le avem, sunt din perioada masoretică, adică secole mai târziu, când vă spuneam că s-au introdus și vocalele printre consoane. Probabil că cel mai vechi dintre acestea este o copie a primelor 5 cărți ale lui Moise, scris din secolul al IX-lea și care se află la Muzeul Britanic. Un alt manuscris, poate mai timpuriu, nu se poate data exact, se află la Leningrad și se crede că a fost scris în anul 916 după Hristos. Alte copii vestite ale Bibliei ebraice din secolul al X-lea sunt Codex Laudianus, care se află la Oxford și cuprinde tot Vechiul Testament, și Codex Ben Asher din Aleppo, care a fost salvat în cea mai mare parte de la distrugere în 1948 în răscoalele anti-iudaice. Alte manuscrise vechi ale Bibliei ebraice s-au găsit într-o sinagogă din Cairo, unde scăpaseră de nimicire. Acestea sunt acum în cea mai mare parte în colecții rusești și în Biblioteca Universității din Cambridge. Poate ne întrebăm de ce nu s-au păstrat mai multe. La evrei exista o lege nescrisă, dar care interzicea folosirea Bibliilor uzate pentru a nu se profana numele divin al Dumnezeu pe care îl conținea. Dacă un manuscris se învechea și se uza, uneori ne-am întâlnit și oameni în vremea noastră care s-au întrebat ce să facă cu Biblii care s-au învechit. Iată cum procedau evreii. Puneau acestea într-o odăiță a sinagogii numită Geniza, pentru a fi înlăturate mai târziu. Până acum nu s-a găsit decât o Geniza care să conțină astfel de manuscrise, cea din Cairo. Din câte cunoaștem, toate celelalte manuscrise ale Bibliei din primul mileniu ale erei noastre în limba ebraică au fost pierdute. Dar iată că Dumnezeu a vegheat să se păstreze câteva în această limbă originală a Vechiului Testament. S-au păstrat alte manuscrise importante în limba greacă, dintre care cea mai importantă, Septuaginta, de unde îi vine și numele, adică la începutul secolului III înaintea erei noastre, monarhul egiptean Ptolemeu al II-lea a cerut evreilor, se crede că 70 sau 72, un număr egal
de 6 din fiecare seminție, au contribuit la traducerea cărților Vechiului Testament din ebraică în greacă pentru evreii care locuiau în Alexandria, sau cel puțin acolo s-a realizat această lucrare. S-a început cu cărțile lui Moise, apoi a continuat în secolul următor, secolul II, și s-a tradus tot Vechiul Testament în greacă. O altă lucrare din antichitate este Hexlapa lui Origen, care datează aproximativ din anul 240 în era noastră. Hexapla este una dintre cele mai celebre lucrări literare ale lumii antice. Numele acestei colecții critice se trage de la cele 6 variante ale Vechiului Testament folosite în paralel. Vă rog să vă imaginați o foaie împărțită în 6 coloane. În prima coloană era textul ebraic din Palestina, în a doua coloană era textul ebraic transcris cu litere grecești, în a treia coloană era textul lui Achila din Sinope, într-o a patra coloană era un alt text grecesc al lui Symmachus Ebionitul, în a cincea coloană era textul din Septuaginta, de care am amintit, și într-o a șasea coloană era textul lui Theodotion. Aceste trei, ce le-am amintit, Achila, Symmachus și Theodotion, erau traduceri care au aparținut sau au fost legate de oamenii aceia care le purtau numele, una scrisă pentru oamenii de rând, alta pentru oamenii mai culți. Iată aceste diferențe care au apărut și în antichitate, pentru că observați și în limba română avem mai multe sinonime pentru un cuvânt, dar în ce privește traducerea dintr-o limbă într-alta ridică probleme și mai complexe. Din această lucrare, pe 6 coloane, hexapla, nu se mai găsesc în prezent decât fragmente păstrate în mai multe opere antice. Ele au fost adunate la un loc sub forma unei ediții critice. O astfel de lucrare a avut loc și s-a efectuat prin Frederick Feld în anul 1875. Tot în limba greacă mai sunt 3 codexuri principale pe care le vom aminti și la Noul Testament. Codex Vaticanus, scris între anii 325-350 era noastră, la început a cuprins toată Scriptura în limba greacă. Azi lipsește din Vechiul Testament începutul, adică nu s-au mai păstrat acele foi, și se află în posesia Bibliotecii Vaticanului. Codex Sinaiticus datează tot din secolul IV, a fost descoperit de Tischendorf în anul 1844 și adus în Europa, întâi în parte, apoi în întregime. A fost o vreme în posesia Rusiei, iar din anul 1933 a trecut în posesia Muzeului Britanic din Londra. Pentru a se păstra, acestea evident sunt de o valoare mare. Cel de-al treilea codex din cele 3 de bază, Codex Alexandrinus, datează din secolul V, cel mai târziu, a fost scris în Alexandria, de unde în anul 1628 a fost dăruit Angliei de Patriarhul Kiril și se păstrează la Muzeul Britanic din Londra. În limba latină, cea mai importantă lucrare este Biblia Vulgata, tradusă de Hieronim în jurul anului 400, prin revizuirea versiunii Itala. În anul 1456 a tipărit o ediție a Vulgatei, deci în Evul Mediu, și Conciliul Catolic Tridentinum a examinat-o și a decretat-o în 1546 ca singura versiune autentică. Asta este versiunea Bisericii Catolice, pentru că ei folosesc limba latină. Există și alte versiuni care s-au păstrat, fie în limbile principale, fie în alte limbi care s-au pierdut din antichitate. Dar dintre ele amintesc versiuni siriene sau copte, versiuni armeniene, gotice. La aceste codexuri se adaugă targumurile aramaice. Ce înseamnă targum? Traduceri parafrazate. Știți că este și în vremea noastră, apărut după Revoluție, Noul Testament pe înțelesul tuturor.
o traducere folosind alte cuvinte în care se încearcă să se păstreze ideea, dar acestea contează foarte mult de conceptul celui care le-a scris, spre deosebire de celelalte care au de-a face cu o traducere mult mai exactă. Trecem la Noul Testament. Și amintesc din nou despre cele trei codexuri cu anumite amănunte. Codex Vaticanus, v-am spus, datează din secolul IV și conține 759 de foi, dintre care 142 conțin Noul Testament. Se păstrează în vremea noastră Evanghelile, Faptele Apostolilor, Epistolele Generale și scrisorul lui Pavel până la Evrei 9:14. Restul din Evrei, 1 Timotei, Tit, Filimon și Apocalipsa lipsesc. Ea nu cuprinde versetele Marcu 16:9-20, Ioan 7:53 până la 8:11 și 1 Ioan 5:7-8, pe care textologii le consideră apocrife. Poate veți observa că în traducerea Cornelescu, ultimul text ce l-am amintit, 1 Ioan capitolul 5, versetele 7-8, apar numai în paranteză. De ce? Pentru că nu se regăsește în aceste manuscrisuri timpurii, decât în unele mai târzii. Pentru că la fel apare lipsă aceste texte și în Codex Alexandrinus și Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus conține 346 de foi în total, din care 145 Noul Testament complet. Mai sunt cuprinse și epistola apocrifa lui Barnaba. Și o treime din păstorul din Hermas, cărți scrise în aceleași perioadă cu cele din Noul Testament pe care le avem noi acum. Și asta poate vă întrebați de ce? Pentru că în acel moment nu se încheiase procesul de canonizare a Sfintelor Scripturi. Cărțile erau separate, că doar așa au fost scrise. Pavel a scris două epistole, de exemplu, către corinteni, altele către alte biserici, cu vremea ele s-au păstrat, s-au adunat, și de-abia mai târziu s-a stabilit care să intre în componența a ceea ce avem noi acum Sfintele Scripturi. În mod special, câteva scrise de părinții apostolici, era cât pe aici să intre și ele în canonul Sfintelor Scripturi, între care epistola lui Barnaba și păstorul din Hermas. Codex Alexandrinus cuprinde părți importante din Noul Testament, în total 773 de foi, dintre care 144 Noul Testament. Lipsesc din manuscris Matei 1:24, două foi din Ioan și trei foi din 2 Corinteni. Și pe lângă cărțile ce le avem noi în Noul Testament, Codex Alexandrinus conține și două epistole a lui Clement din Roma, epistole scrise către Corinteni. Din aproximativ 250 de manuscrise, câte se găsesc al Noului Testament, manuscrise unciale, adică scrise cu majuscule, mai amintesc Codex Efraimire Scriptum, păstrat la Biblioteca Națională din Paris, Codex Bezae Cantebrigensis, donat de Teodore de Beze Universității din Cambridge, Codex Frerianus, aflat acum la Galeria de Artă Frer, Washington DC, Codex Corridentianus, aflat în Uniunea Sovietică, fosta Uniunea Sovietică. La acestea se adaugă cel puțin 2300 de manuscrise scrise cu litere mici, minuscule. Valoarea este mult mai mică decât a celor unciale, deoarece sunt deodată oarecum mai târzie. Numai 4-6 minuscule, dar și asta este important, conțin întreg Noul Testament, toate celelalte conțin numai părți din el. Aș mai face o mențiune aici, să ne gândim că în timpul prigoanei a unor împărați romani s-a depus tot efortul pentru aceste cărți să fie distruse. Sau în timpul prigoanei lui Antioch Epifanus, anii 1069-1068 înaintea erei noastre, oricine deținea o copie a legii era omorât. Totuși, iată că Dumnezeu a vegheat și cuvântul său s-a păstrat. Au fost oameni care au muncit la aceasta, alții care și-au riscat viața și să ne gândim că ele au fost importante pentru generațiile care au fost până la noi. Le-au slujit întâi lor și apoi ne-au fost transmise nouă, ca și noi să ajungem în posesia acestui cuvânt binecuvântat al lui Dumnezeu, slăvit să fie în Domnul în veci. Ne apropiem de perioada modernă și contemporană, Biblia întreagă, ceea ce avem noi, 66 de cărți, 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament, a început să fie tradus în diverse limbi, în Evul Mediu,
și s-a răspândit foarte mult după apariția tiparului și reforma protestantă. În Germania, Luther a tradus Biblia, finalizând-o în 1534, cuprinzând și cărțile necanonice. Încă 14 cărți, care sunt situate și în Bibliile ortodoxe, între Maleahi și Matei. În Franța a apărut Biblia de la Anvers, 1530, cuprinzând și cărțile necanonice. În Elveția a apărut Biblia de la Noctel, 1535, revizuită în 1588 ca Biblia de la Geneva. În Anglia s-au depus eforturi, adesea sub prigoană. Tyndall este numit părintele Bibliei engleze, el a ajuns să fie martir, a fugit pe continent și a tradus Biblia, părți, Vechiul Testament și părți din Noul Testament, incluzând primele 5 cărți. Mai târziu au început să apară mai multe versiuni englezești, Biblia lui Mateu, versiunea autorizată care este încă bine cotată și în vremea noastră, mă refer din punct de vedere a scrierii. În limba română, care este istoria Bibliei? Să știți că românii au suferit mulți ani. Noi mai întâi am beneficiat de influența limbii latine, cum știți, de unde și limba română, dar spre sfârșitul mileniului întâi am ajuns, din punct de vedere politic, sub dominație slavonă, slavă, sub influența bulgarilor, a rușilor mai apoi, și pentru o vreme, și asta a fost secol la rând, de unde s-a născut în limba română cuvântul de bolboroseală, slujba era citită și rostită într-o limbă pe care poporul nu o înțelegea. De-abia târziu a ajuns din nou poporul la cunoașterea adevărurilor biblice. Ardealul, în mod deosebit, s-a bucurat mai întâi de lumina Evangheliei. Primele traduceri în limba română, cu litere latine, ceea ce avem noi astăzi, apar de-abia după anul 1850. Până atunci, tot ce a fost scris în alfabet chirilic, o limbă cu litere slavone. Mai întâi au fost traduse Evanghelile, Psalmii și Faptele Apostolului în secolul al XVI-lea în Ardeal, prin Coresi și Filip Moldoveanu. Noul Testament a fost tradus în întregime la Alba Iulia, în anul 1648, prin grija mitropolitului Simeon Ștefan, sub titlul Noul Testament de la Bălgrad, vechea denumire a orașului Alba Iulia. În 1688 se termină tipărirea Bibliei de la București. Am un astfel de exemplar acasă, cunoscută sub numele de Biblia lui Șerban, traducerea integrală a Vechiului Testament după Septuaginta efectuată de Nicolae Milescu pe la 1664. Lucrarea a fost definitivată de inițiativa domnului țăr românești Șerban Catacuzino, tipărirea încheiindu-se în timpul lui Constantin Brâncoveanu, de un grup de învățați, între care frații Șerban și Radu Greceanu. În Ardeal, în anii 1760-1761, Petru Pavel Aron, împreună cu colaboratorii săi blăjeni, realizează prima traducere a Vulgatei în limba română. De ce? Din latină, pentru că Ardealul a fost sub influență catolică. În 1795 apar Sfintele Scripturi, lucrare tipărită de Samuel Micu Klein la Blaj, reeditată de mai multe ori în secolul următor. Venind mai aproape, alte traduceri integrale a Bibliei au fost Biblia de la Iași sau Nițulescu, 1874, fără apocrife. O lucrare bună pentru vremea aceea, a fost folosită în mod deosebit de Biserica Baptistă, fiind vorba de pocăiți. Ei și-au început lucrarea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în țara noastră. Apoi, în jurul anului 20-21, apare Biblia Cornilescu. Acest tânăr preot român a primit însărcinarea din partea unei prințese, timpul necesar, fondurile și s-a retras lucrând la această tipăritură, la această traducere bună. Tipărirea s-a făcut mai mult în afara țării. Traducere care iată că încă este actuală și acum la aproape 100 de ani mai târziu. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Acest bărbat, Dumitru Cornilescu, ulterior
A plecat din țară și a trăit în Elveția până în anul 1975, fiind credincios până la sfârșitul vieții. Există chiar o carte care descrie viața lui, cum s-a întors la Domnul și evoluția spirituală ulterioară. În perioada interbelică a mai apărut Biblia Carol al II-lea, mai puțin folosită și acceptată prin traducerea preotului Vasile Radu și Gala Galaction. Biserica Ortodoxă folosește în prezent Biblia Sinodală din 1968. Este acea traducere puțin mai greoaie. Ei consideră că acest text arhaic are o valoare mai mare spirituală, ceea ce nu cred că este important, că doar cu nimic nu minimalizăm veșnicia dacă îi spunem eternitate. Dar fiecare cu conceptele lor. După 1990 a apărut acea Biblie cu triunghi GBV, care are anumite diferențe față de Biblia Cornilescu. Am apărut apoi traducerea București 2001, o traducere mai literară, o traducere cuvânt cu cuvânt. La studiu este bună. În anul 2004 au fost tipărite primele 4 volume din Septuaginta la Cluj, acea lucrare de la începutul secolului III înainte erei noastre. Și în anul 2009 apare încă o Biblie, Fidela, titlul pare bun, conținutul cel puțin mie nu mi se pare pe măsura titlului, apărută tot la Cluj-Napoca. Închei aici cele spuse despre istoria Vechiului și Noului Testament și mă opresc la câteva caracteristici. Aceste texte ale codicilor antice au fost scrise prin materiale specifice perioadei. Știți că hârtia a fost o invenție chineză în jurul anului 100 din era noastră, dar în Europa a ajuns abia în anul 1000 să fie folosit. Până atunci, ne referim la Vechiul Testament și chiar la Noul Testament, au fost folosite scoarțe de copac, argilă, papirusuri, pergamente. În textul biblic apar următoarele referințe despre materialele scrise. Și vreau să vă citesc doar câteva versete pentru autentificare. Cartea Ieremia, capitolul 17, versetul 1. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârt de diamant, este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Așa se scria atunci. Tot din Ieremia citim capitolul 8, versetul 8. Exista și o pană de scris, se folosea un fel de cerneală pentru a se scrie pe papirusuri și pe pergamente. Opcop, cum puteți voi zice sunteți înțelepți și legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana, pe noi ne interesează doar aspectul tehnic, pana, aici era vorba de pana mincinoasă a cărturarilor. Vreau să vă amintesc că primul text din Scriptură a fost scris de Dumnezeu. Pe cele două table scrind cele 10 porunci, pe care Moise le-a distrus și Dumnezeu le-a scris din nou. Parcă ar fi un simbol al faptului că o parte din aceste cărți sfinte s-au pierdut, dar Dumnezeu a avut în vedere să fie scris și rescris în așa fel încât să ajungă până la noi numele Domnului să fie binecuvântat. Transmiterea textului sacru, ca să nu aibă cineva temeri și îndoieli, dar nu cred că le-ați avea dumneavoastră, dar poate discutând cu alții. Am întâlnit oameni care spuneau, ce siguranță există că Biblia, scris așa cum v-am spus și păstrat în aceste forme, este autentic și că n-a fost falsificat textul în timp. Transmiterea textului sacru a fost în mod deosebit pentru evreii o problemă la care au lucrat cu multă atenție și responsabilitate. Erau oameni care aveau în grijă aceste cărți. Amintiți-vă că Domnul, când a citit în sinagogă, scrie în Luca 4, a dat înapoi cartea îngrijitorului. Dacă se găseau câteva greșeli mici, se distrugea, se anula tot manuscrisul. Să ne amintim de ceea ce este scris la sfârșitul cărții Apocalipsei. Dacă va adăuga cineva, să-i se adauge urgile, dacă va scoate cineva ceva,
să îi se fie scos dreptul de la pomul vieții. Deci încă de la începuturi s-a avut în vedere ca să se formeze în mintea omului o conștiință de păstrare a textului sacru, de transcriere, de transmitere cu multă atenție, folosind mijloacele care le aveau. Poate unii se întreabă, citind cele scrise la finalul Evangheliei după Ioan, de ce scrie acolo că dacă s-ar fi scris totul, n-ar fi încăput cărți nici în lumea aceasta. Atunci nu era ușor să scrii, nu era ușor să ai o bibliotecă, că trebuie să ai tăblițe de argilă sau să scrie, fie scrise pe piatră, cum a dat Dumnezeu lui Moise poruncă și apoi lui Iosua să fie scrisă legea pe piatră. Nu era ușor să porți sulurile după tine? Ele erau de mare importanță. Scrie Pavel în 2 Timotei, capitolul 4 lui Timotei, să-i aducă mantaua și cărțile, mai ales cele de piele. Se păstrau mai bine, cele pe papirus se puteau șterge mai ușor. Citeam despre credincioșii din blocul comunist care nu-și permiteau să aibă o Biblie întreagă, pentru că era interzis. O rupeau pe foi, pe cărți, o ascundeau, sau alții prin închisori, o memorau. Alții n-au avut mai mult pentru că nu se putea. Ce să spun, în vremea părinților noștri, a fost vremuri când trebuia să vinzi o vacă să cumpere o Biblie. Și totuși, Dumnezeu a vegheat ca oamenii să prețuiască. Aceasta este prima caracteristică a păstrării textului sacru, a istoriei cărților sfinte. Oamenii au știut ce valoare au. Biblia originează în Dumnezeu. Și păstrând-o, păstrăm pe Dumnezeu și păstrăm o relație corectă și curată cu El. Din punct de vedere istoric, vreau să ne amintim că și cărțile Bibliei au fost scrise în următoarele perioade. Primele cinci cărți, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și Cartea Iov, aproximativ în jurul 1400 înaintea noastre, fiind scrise de Moise. El a fost mandatat de Dumnezeu să scrie. Și vom vedea în lecțiile viitoare, când Dumnezeu i-a poruncit să o facă. Eu cred că cele scrise în cartea Genesa nu sunt provenite din relatările părinților și bunicilor, ci din ceea ce Dumnezeu i-a transmis acestui om care auzea vocea lui Dumnezeu și cu care cel preanal vorbea gură către gură. Puțin mai târziu, în generația următoare, a fost scrisă cartea Iosua. În jurul anului 1000 până în anul 900 înaintea noastre, în perioada de sfârșit a judecătorilor și de început a perioadei împăraților, au fost scrise cărțile Judecători, Rut, 1 Samuel, până aici scrise de prorocul Samuel, credem. Apoi au urmat ceilalți scriitori și din perioada aceea s-au scris Psalmii, Proverbele, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor. Mai târziu, în perioada regatelor dezbinate și până la robie, între anii 900 și anul 600 înaintea noastre, au fost scrise celelalte cărți. 1, 2 împărați, 1 cronici, 2 cronici și profeții. Cei până la robie. Între anii 600-550 înaintea noastre, au fost scrise următoarele două cărți, Ezechiel și Daniel, acești doi profeți pe care Dumnezeu i-a îngăduit să fie robi în Babilon, cărora Domnul le-a vorbit și ei, ca și ceilalți profeți, în mod special au fost scribii lui Dumnezeu. Cartea Daniel a fost foarte contestată. Mulți au spus că ea a trebuit să fie scrisă numai pe la jumătatea secolului al doilea înaintea noastre, pentru că descrie cu lux de amănunte, nu doar succesiunea imperiilor mari, trecerea de la babiloneni, la persani și apoi la greci, dar descrie cu exactitate istorică, dar cu anticipație profetică, felul în care au conflictualizat acel împărat de la miază noapte, sirienii, cu împăratul de la miază zi, egiptenii, înțelegerile, tratatele de pace, conflictele, de partea căruia au fost sorții de izbândă, toate au fost scrise în acea perioadă când Domnul a descoperit lui Daniel. Ultimele cărți ale Vechiului Testament au fost scrise între anii 520, deci după cei 70 de ani de robie, până anul 430, cartea Estera, Hagai, Zaharia
și Maleahi, ultimul profet al Vechiului Testament. În perioada așa numită intertestamentară, nu au mai fost profeți cărora Dumnezeu să le fi dictat. Nu degeaba cartea Maleahi să încheie cu anunțarea venirii lui Ilie, care explică Domnul Hristos a fost Ioan Botezătorul. El din nou a fost vocea lui Dumnezeu. El a avut o lucrare scurtă, a pregătit doar drumul, calea Domnului Iisus. Nici Domnul Hristos n-a scris, dar, cum bine spunea cineva, toate cărțile importante l-au pe el ca subiect. Cele scrise de până atunci îl prevesteau pe el. Cele scrise după aceea vorbesc despre el și mântuirea ce el ne-a adus. Noi, de fapt, prețuim Biblia pentru că ea nu-i doar o istorie de cărți care au fost adunate și păstrate cu greu, ci este cuvântul lui Dumnezeu prin care a vorbit oamenilor despre planul său de mântuire, despre Domnul Hristos și lucrările sale. Noul Testament a fost scris între anii 50 și 100 în era noastră, cele 27 de cărți ale sale. Sinodul evreiesc de la Iamnia, anii 90 era noastră, a confirmat canonul Vechiului Testament, care de fapt era cunoscut în perioada Noului Testament. Vă citesc din Evanghelia după Luca pentru a vedea cum era numit Vechiul Testament atunci, nu sub denumirea aceasta. Luca, capitolul 24, versetele 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii. Dar asta a însemnat, de fapt, de la cărțile lui Moise și de la cărțile profeților. Și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, primele cărți, în proroci, cărțile profeților și în psalmi. Dar în psalmi se cuprindeau și celelalte cărți de înțelepciune sau cărțile înțelepciunii. Canonul Noului Testament s-a finalizat în jurul anului 300. Au fost mai multe dezbateri ce cărți să intre în componența Noului Testament. Criteriile le vom aminti la vremea potrivită când vom vorbi despre Noul Testament mai târziu. Problema este că după ce s-a încheiat scrierea Bibliei, anul 100, cel mult, au fost alții care au scris, așa numiții părinți apostolici, secolul 2. Aici vorbim, printre altele, de Clement Romanu, păstorul din Hermas, și alte cărți, alți autori, Justin Martiru. Apoi au apărut așa numiții părinți ai bisericii, timpurii și târzii. Și de fapt de aici începe tradiția care s-a standardizat în Biserica Ortodoxă odată cu Ioan Damaschinu, înainte de anul 800. În Biserica Catolică, tradiția continuă, în sensul că modificările ulterioare au fost socotite canonice. De aceea, ortodoxii spun drept credincioși, în sensul că ei au rămas până la anul cel târziu 800, când s-a standardizat doctrina, cuprinzând scripturile și tradiția. Din acest punct de vedere, mai ortodoxi suntem noi, că noi ne-am oprit la anul 100. Problema este că după anul 100 au apărut multe. S-a născut, cum știți, cultul Mariei, mai târziu au fost dezbaterile legate de icoane, între conflictele între iconodul și iconoclaști, unii le acceptau, alții le introduceau. Au fost perioade în care unii le-au scos din biserică, iar le-au introdus. Și până la urmă, Ioan Damaschinul a fost cel care s-a luptat și ele au reintrat în biserică și au rămas până în zilele noastre. Referitor la istoria Bibliei, mai fac doar o mențiune. Prima împărțire a textului biblic în latină pe capitole o face Ștefan Langton între 1550-1228. A trăit el. Așadar, ce avem noi acum,
ca să nu mai spun de acele titluri a unor pasaje, sunt împărțiri târzii. Prima împărțire pe capitolele textului Bibliei Evraice o face editura Bomberg în anul 1518. Iar în latină, în 1555, se face această împărțire cu numerotare. În încheiere, afirm că Dumnezeu a inspirat prin Duhul Sfânt Scripturile și nu numai, despre asta vom vorbi în viitor, a vegheat la scrierea și păstrarea lor. Și aici vă citesc două pasaje biblice prin care Dumnezeu s-a angajat și a cerut și oamenilor să vegheze la aceasta. În Ieremia, capitolul 1, prima vedenie care are profetul este un răspuns la întrebarea, versetul 11, ce vezi, Ieremiu? Eu am răspuns, văd un vegheator. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Dar n-ar fi fost o lucrare întreagă dacă Dumnezeu nu m-ar fi vorbit și la vreme ar fi împlinit, că El n-ar fi uitat ce a spus. Dar dacă nu s-ar fi păstrat ce a vorbit Dumnezeu, cum ar fi fost pentru noi un motiv de încredere? Cum am putea noi să-L slăvim pe Dumnezeu pentru că a împlinit cuvântul Său dacă nu l-ar fi păstrat? Credem că această veghere a lui Dumnezeu arată nu doar puterea Lui de a împlini, ci și puterea Lui de a păstra acest cuvânt prin toate aceste vremuri. Și să știți că lucrarea aceasta continuă. Sunt încă 7.000 de limbi și dialecte care n-au tradus Biblia în limba lor, în dialectul lor. E peste 1 miliard din populația globului care nu are Biblia și nu are adunare. Sunt chiar români implicați în procesul de traducere a Bibliei. Dumnezeu să le dea lumină. O traducere a Bibliei durează ani de zile. Sunt triburi care nici acum nu au o limbă scrisă. De exemplu, traducerea Bibliei în germană a fost o lucrare de referință pentru limba germană. Și în limba română. Cărțile sfinte au fost primele traduceri și cărți tipărite. La fel va fi și în limba acelor popoare, acelor triburi. Și așa și este bine, cartea sfântă să fie carte de căpătâi. Dar pentru asta e nevoie de oameni cu capacitate, oameni cu dăruire. Am citit despre un om care lucra la traducerea Bibliei într-o limbă asiatică, în ascuns, avea o mașină de scris, că n-au avut oameni întotdeauna computere. Era paralizat, putea să folosească doar un deget. Și cu acel deget tasta fiecare literă, din care reieșea fiecare cuvânt și fiecare pagină a Bibliei. Și a muncit dându-și toată viața pentru realizarea acestei lucrări. Tot în Ieremia este scris în capitolul 36, citește la versetul 2, unde Domnul îi spune profetului, ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda. Versetul 4, Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. Știți ce s-a întâmplat cu această carte, cu acest manuscris? Citesc de la versetul 23, după ce Ehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu bricegul ogofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Și s-a pierdut acea lucrare, poate a lucrat Baruc la ea zile în șir, săptămâni. Ce a făcut Dumnezeu în continuare? Citesc aici, de la versetul 28. Domnul a vorbit astfel lui Ieremia, ia din nou altă carte și scrie în ea toate cuvintele care au în cea din tâi carte pe care a ars-o Ioachim, împăratul lui Iuda. Versetul 32. Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruch și lui Neria logofătul și a scris în ea, după spusii lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o rosese în foc Ioachim. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea. Poate descoperiri primite sau care au fost primite ulterior. Am citit despre
o tipărie din, o tipăritură, o tipografie din vremea noastră care a fost arsă. Și frații s-au întristat. Și au început altă lucrare, care, după spusul lor, a ieșit mai bună, așa cum s-a întâmplat și aici. Pentru că Dumnezeu veghează, numele Lui să fie slăvit. Biblia este cea mai răspândită carte de pe glob și conține cele mai puternice dovezi de autenticitate în raport cu orice altă scriere antică. De exemplu, se face referire la Iliada și Odiseea, care se păstrează în proporții și într-un număr mult, mult mai redus decât Scriptura. Culmea este că pe acelea nu le pune lumea la îndoială. Dar Biblia, care așa cum v-am arătat, a fost descoperită în diferite limbi, păstrată în sute de părți sau chiar mii. Ne referim la manuscrisele scrise cu minuscule, fie întreagă, fie părți din ea, toate acestea, cum aminteam, pentru generațiile care au trecut și pentru a ajunge până la noi. Și încă un cuvânt pentru a spulbera eventuale gânduri răzlețe care pot să ne vină în minte, lipsa unor informații mai complete, ce pot da naștere la speculații și crezuri diferite, nu se constituie într-o piedică pentru omul bine intenționat și căutător sincer al adevărului. V-am amintit că există anumite versete care lipsesc din manuscrise mai vechi. Nu sunt acelea o problemă pentru mântuirea noastră. Căutătorul sincer are suficiente dovezi despre Biblie și date în Biblie să se mântuiască. Dar părerea mea că Dumnezeu a îngăduit toate aceste diferențe și complexități pentru că ne-a lăsat în responsabilitate nouă oamenilor această lucrare și noi ca oameni nedesăvârșiți doar așa am putut să facem și să păstrăm. Dar pe de altă parte, și asta cred că e mai important, Dumnezeu a îngăduit aceste diferențe și în vremea noastră sunt aceste întraduceri. Pentru ca cei sinceri să se piardă și cei cu inima curată să se mântuiască. Ori tocmai descoperirea autentică a Bibliei este scopul studiului ce urmează. Și pentru aceasta, un ultim pasaj biblic, 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Veți întâlni vremea noastră predicatori care folosesc anumite cuvinte din greacă, dau anumite explicații și vor spune unii, Domnul n-a folosit textul masoretic, a folosit Septuaginta. Drept dovadă, cuvintele pe care le-a rostit în ispitirea relatată în Matei 4 și Luca 4. Spunea Daniel că în vremea din urmă cunoștința va crește. Dar problema pentru ca un om să se mântuiască nu are de-a face cu o desăvârșire a istoriei Bibliei și a unui text care să fie uniform în toate limbile și în toate vremurile. Nu există așa ceva. Ascultați în ce constă adevărul curat sau eroarea. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Să nu vă lăsați tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă. Unii vin și vorbesc ceea ce cred ei. Nici de vreo epistolă, pentru că s-au scris în vremea Noului Testament foarte multe alte cărți. Este Evanghelia lui Petru, Apocalipsa lui Petru. Ca venind de la noi, de ce și-au luat numele apostolilor? Ca să pară cu greutate. Nimeni să nu vă amăjească în vreun chip. Dar cu toate aceste epistole nu pot să fie oamenii amăgiți cu toate aceste vorbe și interpretări? Versetul 7, taina fără de lege a și început să lucreze. Și se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va propădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii, inclusiv cele legate de scriere, de istorie, au apărut acum cărți de mare succes, pe care nici nu-mi permit să le amintesc aici, care vor să nege totalmente autenticitatea Noului Testament. Ce să ne mirăm de asta? Pentru că sunt oameni care neagă existența lagărilor de la Auschwitz, Buchenau și altele.
și spun că n-a fost niciun holocaust. Și asta a fost în secolul trecut și există poze. Și pe astea unii le neagă. Atunci ce să ne mirăm că unii neagă lucrarea Domnului Hristos? Dar iată unde se dă verdictul de fapt. Citesc aici versetul 10 în continuare, legat de toate amăginile jurii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. A fost oameni la care n-a ajuns Biblia întreagă, dar cât au primit, au crezut și s-au mântuit. Că despre ceilalți care nu-s cu inima curată, nu-s căutători sinceri și bine intenționați adevărului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și asta poate fi și o traducere greșită. De exemplu, martorii au traducerea lor. Acea traducere a lumii noi, care e problematică. Biblia ortodoxă, cea sinodală de care am vorbit, 1968, în loc să scrie presbiter, pentru că așa este traducerea corectă de la expresia bătrân în greacă, scrie preoți. Să te duci la preoți. Dar preot este numai Domnul Hristos, în rest este o preoție generală, toți fiind chemați să fim trup cu Domnul Hristos. Și scrie în continuare aici, versus 12, toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăcere în elegire să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Versetul 15. Așadar, fraților, rămâneți tare și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Aici atârnă bisericile seculare tradiția, pentru că scrie întâi prin viu grai și apoi prin epistolă. Da, da, asta e vorba de apostol. Viu grai de la cine? De la Domnul. Când i s-a vorbit și apoi s-a scris, este normal. Dar nu acceptăm ceea ce s-a scris mai târziu, acele cărți apocrife sau altele din tradiție creștină. Și iată și rugăciunea și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mânghiere veșnică și o bună nădejde să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin? Cineva a avut o discuție pe tema aceasta, câte traduceri sunt și cum s-a păstrat Biblia și a întâlnit un răspuns interesant. Un altul a zis, auzi, eu am citit Biblia tradusă de bunica și pe asta cel mai sigur. Și a zis, deci bunica ta a fost lingvist? Cine a fost bunica ta? Că în istorie nu scrie despre ea. A zis, nu, bunica n-a fost teolog, bunica a fost pocăită. Și ce înseamnă Biblia tradusă de bunică? Eu încât am citit în Biblie, am văzut că bunica a reușit să trăiască. Pentru că Biblia tradusă în viață și păstrată în piele de om, asta e vie și asta dă mântuire. Să ne dea Domnul harul ca ceea ce El a vorbit. Și prin harul Său s-a păstrat. Să devină realitate pentru noi. De asta încercăm să ne ocupăm în lecțiile ce urmează, pentru că vrem să fie un scop aplicativ și ca urmare să îndrăjim mai mult Cartea Sfântă și să o trăim cu toată responsabilitatea. Duhul Sfânt care a scris-o să vină peste noi și cuvântul să se facă trup și noi să trăim plin de har și de adevăr ca Domnul nostru, despre care scriem prin plan această Biblie, dar făgăduințele sale sunt și pentru noi. Domnul să fie slăvit. Amin.